lungă în care s-au confruntat minți ascuțite în școala noastră, a sosit și momentul premierii. Vă felicit din start pe toți și la acest final de zi vă urez să veniți de fiecare dată cu drag la acest concurs, pentru că este un concurs special și rețineți, este cel mai puternic concurs de matematică din nord-vestul Transilvaniei. În continuare dau cuvântul domnului primar al orașului Șimleu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, motorul acestui concurs și, evident, sponsorul. Bună seara tuturor! O zi lungă, o zi frumoasă, spun eu. În primul rând aș vrea să nu uit un lucru important, să mulțumesc tuturor acelora care s-au implicat în acest concurs și începând cu profesorii de aici din Șimleu, din județul Sălaș și din județele limitrofe și toți aceia care ați venit și ne-ați ajutat pentru ca acest concurs să se desfășoare în condiții bune. Sigur că de fiecare dată există învingători, există oameni care și-ar fi dorit poate mai mult, dar asta este competiția. Eu sunt convins că domnii profesori și toți cei care au corectat și băieții cu ajutorul lor au făcut o ordine corectă în evaluarea lucrărilor dumneavoastră. La sfârșitul acestei zile o să puteți consulta pe site toate rezultatele, vor fi afișate probabil în maximum o oră, două ore maxim. N-am să vă țin în suspans foarte mult, am să încep cu premiile. Vă rog foarte mult ca fiecare dintre elevii care luați premii și luați și un plic de bani, să veniți să și semnați aici statul de plată. Mențiunile vor primi premii care constau doar în cărți. Începem cu clasa a 5-a. Premiul 1. Se duce la Baia Mare, la eleva, la domnișoara Coșar Antonia. Premiul al doilea se duce la același Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, elevul Pop Tudor Andrei. Premiul al treilea se duce tot la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, Kende Mihaela. Prima mențiune se duce la Colegiul Național Emanuel Gorju din Oradea, elevei Bogdan Dan.
Mami Mihai Eminescu din satul Mare, Hotea Alexia. Urmează Colegiul Național Emilio Racoviță din Cluj-Napoca, elevul Gornescu Cătălin Dragnea. Trecem la clasa a șasea. Premiul întâi se duce la Colegiul Național Emilio Racoviță din Cluj-Napoca, Lazar Alexandru Florin. Mai puțin plicul. Din păcate, am spus, regula este aceasta. Cine nu stă la premieră, rămâne fără plic. Dacă elevul nu este aici, puteți să-i preluați premiul și plicul lăsați la primărie. Este o regulă pe care am făcut-o de ani de zile și nu vreau să o explicăm acum. Premiul al doilea se duce la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, elevului Stivu Andrei. Premiul al treilea se duce în Chișinău, elevul Vorona Victor, de la Liceul Mihai Copernican. Mențiune se duce la Emanuel Gojul din Oradea, elevul Morar Herlea Cezar. Și cu același punctaj la Colegiul Național Emil Racoviță, Săveanu Alex Petru din Cluj-Napoca. Trei mențiuni. Doi, cu același punctaj, se duc la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, Robu Dacian. La Colegiul Național Silvania din Zalău, Ilie Șiuan. La lui departe și David Alex de la Colegiul Național Mihai Eminescu din satul Mare. Mențiunea a treia, tot cu același punctaj, Coroiu Alexandru, Colegiul Național de Emilio Racoviță din Cluj-Napoca. Și Tarta Tudor de la Nicolae Bărcescu din Cluj-Napoca.
clasa 7-a, premiul 1, Colegiul Național Emil Rapoviță din Cluj-Napoca, Verdea Ștefan. Nu vrea să ia premiul. Locul al doilea, pentru Eva. Premiul al doilea, Colegiul Național Mihai Eminescu din Satul Mare, Popan Cosmin. Premiul al treilea, Colegiul Național Rakovița din Cluj-Napoca, Gabriela Cătălin. Mențiunea întâi, Colegiul Național Emil Rakovița din Cluj, Marcu Mihai. Mențiunea a doua cu același punctaj, Samuela Ciprian, Școala Ion Bob din Cluj și Noia Lin, de la Colegiul Național Vasile Rotaru din Baia Mare. Și mențiunea a treia, Porfărean Andrei, de la Emil Rakovița din Cluj. Clasa 8-a, premiul 1, Lăuran David Andrei, Școala Gimnazială Hoia. Premiul al doilea se duce tot în Cluj-Napoca, Diana Rămbaș.
Premiul al treilea, Jidav Daria, Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj. Mențiunea întâi, Ivo și Arina, Școala Gimnazială Schimbania, Constanța Anca, Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj. Din acest motiv, Iarina a primit și un premiu în bani. Da, te pot muta și... Mențiunea a doua, tot în Sălaș, Copaș Codruț, de la Școala Gimnazială Gheorghe Ladă, Zalău. Mențiunea a treia, Burmara, Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj. Clasa a noua, cel puțin după puntaj, la clasa noua se pare că au fost probleme mai mari. Premiul întâi se duce în Cluj-Napoca. Ilieș Radu Alexandru, Colegiul Național Emil Racoviță. Premiul 2 merge tot la Cluj-Napoca, singurul elev care a făcut ceva la problema 4, Leonte Mihnea, Colegiul Național Emil Racoviță. Deci a făcut ceva în timp și a făcut mult. Cei care au de ridicat clipurile ajung până când concursul este gata, le pot ridica. Doar de mâine încolo le pot ridica. Prima mențiune, Cantor Alexandru, de la Colegiul Național Mihai Viteazu din Turda. Și aceeași mențiune, Smaus Mark, de la Elon Gorj Borada.
mențiunea a doua cu același punctaj, Vaida Filip de la Emanuel Gojdu din Oradea și Budura Bogdan tot de la Emanuel Gojdu din Oradea. Mențiunea a treia, Zaharie Oana, de la Colegiul Național Lucaciu, din Baia Mare. Clasa 10-a, premiul întâi, Coroian Vlad, Colegiul Național Emil Racovi, Sărbătiu. Premiul 2, Trifan Octavian, Liceu Teologic Baptist Emanuel din Oradea. Premiul 3, Jurcuț Paul, Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea. Mențiunea întâia, cu același punctaj, Sichet Pulvoraș Darius de la Colegiul Național Silvania din Zalău și Corneștean Iasmina de la Colegiul Național Dragoș Vodă din Sichetul Marnației. Mențiunea a doua, Sila Ghivoria Mihai, de la Colegiul Național Emil Gojdu din Oradea. Și mențiunea a treia, Onaciu Alexia, de la Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca. Trecem la clasa 11-a. Premiul întâi, Munteanu Filip, de la Colegiul Național Titu Maiorescu din Ainu. Premiul al doilea se duce în Năsăun, elevului Cârlișan Paul. Anul trecut, cred că a luat locul la Național, așa-i? Felicitări. La clasa 11, din câte am observat, avem doi elevi care au luat anul trecut punctaj maxim la Națională. Se pare că aici subiectele sunt mai grele. Se pare care e treaba.
Semnul al treilea, Colegiul Național Emilio Racoviță, Petrindian Andrei. Petrindian Andrei. Prima mențiune, Dicu Alexandru, Colegiul Național Dragoș Bodă din Sighetul Marmației. Mențiunea a doua, Coperlan Cotrin. Colegiul Național Dragoș Bodă, Sighetul Marmației. Mențiunea a treia, celălalt premiat de anul trecut de la Națională cu locul 1, Crișan Dragoș, Colegiul Național Emil Racoviță, Comisia Pota. Clasa 12-a, premiul 1, Chiutiu Nathan, Liceul Tehnologic Baptista Emanuel Oradea. Premiul 2, Bal Coia, Liceul Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca. Premiul al treilea, rămâne județul Sălaj, Mocan Paul, la Colegiul Național Silvania, din Dalăr. S-au acordat doar două mențiuni pentru că punctajele au fost foarte scăzute. Prima mențiune, Roapi Știris, Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Și a doua mențiune, Ungur Anda, de la Colegiul Național Emanuel Gojo din Oradea. Pentru Emanuel Gojo mai sunt două diplome, două mențiuni. Ar fi bine să vină cineva să ne ridice. Thank you.
Mulțumindu-vă încă o dată tuturor pentru efortul pe care l-ați făcut venind la Șibeu. Vă doresc să aveți parte de sărbători luminate alături de cei dragi dumneavoastră. Încă o dată vă rog ca toți cei care au fost premiați urcați pe scenă pentru poza de grup. Sărbători fericite și vă așteptăm la 13-a ediție în anul care urmează.